Bun găsit, stimați telespectatori, la Cafeneaua Spirituală. Astăzi o să vorbim despre învățători, maestri și maestru interior, împreună cu invitata emisiunii, Adina Mironesei, care, pentru cei care nu o cunosc, este profesor doctor în fizică și trainer în dezvoltare personală. Bine ai revenit la Mulțumesc, emisiune. mulțumesc, bună seara. Doar precizarea că profesor doctor se spune la profesorii de universitate, ori eu nu sunt profesor de Da, ești universitate. profesor? Da, profesor de Da, liceu și doctor în fizică. în fine, Nu e doctor. nicio problemă, ca să nu... Da. Și așa nu-mi plac titlurile, Da. asta, doar așa că o... Da. Da, o să vorbim despre, să o luăm treptat, așa, despre etapele care sunt în dezvoltarea unei Umane. persoane care caută să ajungă la adevăr, nu? Și începe tu cu așa cum te-ai Da, pregătit. am ales acest subiect deoarece există multe confuzii și multe etape în care oamenii se blochează efectiv și rămân în etapele respective. Una din primele etape de dezvoltare, de obicei, se face sub influența unei căi cu care omul rezonează. Deci găsește o învățătură oarecare și cu care rezonează și începe să meargă pe o anumită cale. Dacă rezonanța omului respectiv cu informațiile și cunoașterea de pe acea cale este mare, atunci omul tinde să creadă că adevărul absolut este doar acolo și că lucrurile stau doar în felul în care învățătorul respectiv și calea respectivă spune. Dacă omul nu este deschis și către alte căi de cunoaștere, este foarte posibil ca să rămână la acel stadiu de dezvoltare. Nu spun că aceste căi bătătorite nu ar conține câte un fragment de adevăr fiecare. Și religia, și diversele curente spirituale, și multe, multe dintre acestea conțin câte o fărâmă din adevăr, sau în fiecare omul se poate dezvolta pentru o anumită perioadă. Dar este vorba doar de o anumită perioadă. Oamenii trebuie să înțeleagă că toate acestea sunt etape în dezvoltarea umană și nu sunt cea mai înaltă treaptă. Cea mai înaltă treaptă se atinge mai întâi prin dezvoltarea eului, prin cunoașterea foarte bună a etapelor de dezvoltare umană, a personalității umane și apoi abia, știu eu, există stadiile autonome în care ne găsim maestru interior și apoi stadiile post-autonome, când cumva euul este estompat și simțim acea interconexiune cu tot ceea ce există. Dar până atunci există multe, multe etape Da, tu în spui că care... există multe etape. Într-adevăr, așa este. În viața omului obișnuit există multe etape pentru ca să ajungă la înțelegere întâi, pentru că înțelegerea oamenilor nu este la fel. Așa Deci este. fiecare om are o inteligență Sigur. la un anumit nivel. Da. Și de Da. asta sunt necesare mai multe etape pentru ca să-și dezvolte inteligența. În primul rând, să înțeleagă cum funcționează ființa umană, cum funcționează psihicul, emoțiile. Deci, e foarte. Nu e așa de simplu să înțeleagă complexitatea ființei umane. Pentru că nu suntem așa, dacă, de exemplu, un om care nu știe nimic despre dezvoltarea umană, îi spui, totul este în minte. Nu avem nevoie de minte pentru a ajunge la adevăr. Nu în minte, El va... totul este în noi. Da, Da. dar el nu va înțelege aceste cuvinte cum ar trebui să le înțeleagă pentru că nu are înțelegerea de precedentă. Și atunci, cred că înțelegerea acestor trepte, înțelegerea ființei umane, ce este psihicul, ce sunt emoțiile, ce este umbra, pentru că foarte mulți oameni încearcă să sară peste etapa integrării umbrei Da. Să dea și la o să o dea la parte. o parte pentru că sunt aspectele acelea neplăcute care fac din dezvoltarea personală un iad, cum spunea cineva într-un articol.
îl numea iadul dezvoltării personale. Integrarea umbrei este poate cea mai grea, etapă în dezvoltarea umană. Și este cea mai importantă, poate. Și cea mai importantă, da. Pentru că dacă nu treci prin experiențele astea, nu poate sări direct la realizarea sinelui sau cum îl numesc alte curente spirituale. Da, dar sunt diversi învățători și maestri care pot să te învețe o învățătură falsă, nu? Există, da. Mă bucur că ați adus în discuție treaba asta. Poate n-aș numi o falsă, dar cumva spiritualitatea, bineînțeles, nu toți au aceeași cunoaștere. Da. Sunt fel de fel de învățători, fel de fel de maestri. Unii nu au ajuns la... Unii nu au ajuns ei înșiși. Și la... caută, deci sigur. Orbi care conduc alți orbi. Da, nu? Da, într-adevăr, sunt mulți. Și acum depinde de fiecare cu ce anume rezonează și ce înțelege prin adaptarea la... și armonizarea cu tot ceea ce există. Adică nu cred că... De aceea eu nici nu vorbesc nici pe blog, nici unde sunt invitată despre ultimul stadiu post-autonom de interconectare. Noi suntem una, noi suntem... Aceste sintagme au ajuns foarte cunoscute, dar au devenit parte dintr-o limbă de lemn, pentru că oamenii nu înțeleg că asta este ultimul stadiu. Mulți cred că înțeleg aceste lucruri, dar de fapt nu le înțeleg. Sunt doar la nivel mental, da. Și le repet doar așa ca să, nu știu, să fie... Dar eu întotdeauna am spus că noi ceea ce învățăm din copilărie și în timpul școlii și până când tot ceea ce învățăm nu este adevărul, pentru că învățăm niște lucruri care poate ne folosesc uneori în viață, alteori nu ne folosesc. Dar ca să ajungem la plecarea spirituală, nu sunt învățăturile cele care trebuie. Nu învățăm în școală. Evident, în școală niciun caz. Da. În școală niciun caz. Și mai târziu doar dacă găsim, sau în cazul, dacă avem o boală, sau dacă întâlnim pe cineva, da. O carte bună care să-mi deschidă mintea. Clicul care ne dă un imbold către dezvoltarea personală, din nefericire să zic, este în general un șoc traumatic. Fie că este o boală, într-adevăr, fie că este dispariția unei persoane dragi, moartea unei persoane dragi sau despărțirea de cineva din cuplu. Dar oricum, de obicei, este la mijloc un șoc traumatic. Sunt și oameni care fac dezvoltare personală de dragul dezvoltării personale pentru că e un trend. Dar nu vorbim despre... Adică vor altceva mai vor mult. Altceva, dar nu au ceva clar în minte. Adică a nu se confunda dezvoltarea personală cu transformarea interioară sau cu evoluția spirituală. Sunt lucruri... Eu am ceva împotriva termenului ăsta de dezvoltare personală, pentru că dezvoltare personală, cum ai spus tu, sunt anumite etape, dar ca să, într-adevăr, să înveți adevărul, trebuie să te dezvieți, cred eu, dar depinde de ceea ce știi fals. Depinde ce numim adevăr, că folosim acest cuvânt păi și nu avem o definiție. Caut adevărul, dar nu știu cum să-l caute. Păi nu, întrebarea este ce este adevărul. Păi asta, ce este adevărul, da. Păi dacă nu-l definim, eu... Să spuneți ce numiți adevărul. Eu numesc, ce înseamnă numesc adevărul pe Dumnezeu sau adevărul cunoaște iluminarea sau... Deci ultima treaptă, asta da, numesc nu, adevărul. Din punctul meu de vedere, eu nu folosesc aceste cuvinte pentru că nu există o definiție clară a acestor termeni. Adică sunt definiții, știu eu, cumva cu tentă filozofică, la care nu aderă toată lumea. Adică dacă eu folosesc cuvântul iluminat și dumneavoastră folosiți sau altcineva, să zicem că poate depinde avem, la care poate avem, referi, da, poate avem termeni comuni, anumiți termeni comuni. Dar dacă îl folosesc într-un alt cadru cu oameni pe care nu-i cunosc, nu-l folosesc pentru că sigur avem definiții diferite. Și atunci evit termenul de iluminare, termenul de Dumnezeu, conceptul de Dumnezeu, pentru că atunci cum sunt definești lucruri adevărul? Pe care eu nu-l folosesc. Nu folosesc cuvântul adevăr. Adică fie folosesc... Adevărul este altul pentru fiecare om, nu? Da, dar mă feresc de cuvânt, pentru că nu există o definiție clară. Cum cuvântul viață nu are unde... Oricum chiar fiecare om caută să-l definească într-un fel, nu? Caută toată viața să-l definească, dar până la urmă există tot ceva alunecător, adică nu există știi ceva. Ce spune Don Miguel Ruiz în
cele patru legăminte, spune că noi mereu căutăm adevărul pentru că noi credem în minciunile din mintea noastră și de asta căutăm adevărul. Da. Eu, ce mă preocupă și ce îmi place să discut și să spun oamenilor, este vorba despre aceste stadii de dezvoltare umană, care omul, dacă cunoaște de mai de la începutul căutărilor lui aceste stadii, nu mai riscă să rămână blocat în diverse învățături ale unor învățători X, Y, învățători spirituali sau așa mai departe. De exemplu, mulți oameni au început să rezoneze cu Eckhart Tolle sau cu Moji, pentru că felul lor de, tipul lor de expunere este atât de clar și de simplu și de coerent. Deci să zicem că ar înțelege și un inginer și un umanist și un profesor și o persoană obișnuită, care o persoană obișnuită da, da, cât de cât. Așa. Dar ei se adresează cumva stadiilor de dezvoltare în care omul este pregătit să dea drumul identității. Deci dacă un om nu și-a găsit identitatea, nu și-a studiat, analizat, reanalizat identitatea proprie și nu știe exact cine e el, nu poate sări direct la abandonarea identității, care înseamnă cumva mai târziu realizarea sinelui. Eu totuși cred că noi vorbim la emisiunea noastră unor persoane care sunt interesate de, da, sigur, de căutarea, doar că, asta spirituală. Eu, dacă pun pe blog, la mine pe blog vin oameni din toate stadiile de dezvoltare. Și în niciun caz nu o să privească emisiunea sau poate o să dea repede, o să schimbi canalul, cei care nu înțeleg despre ceea ce vorbim aici. Nu știu, eu am cunoscut oameni din diverse stadii de dezvoltare, cum să le zic, care se uită la materialele de pe blog, pentru că și dacă recomand un film, vede filmul, dar vede și o emisiune, vede și sunt mulți care au început să privească și celelalte materiale de pe blog, nu doar filmele artistice sau alte lucruri. Deci, revenind la învățători, într-adevăr, există învățători care dăruiesc diverse, cât au învățat ei pe parcursul transformărilor prin care au trecut ei înșiși, dar important este ca oamenii să rețină că nu toate aceste învățături sunt ok, atâta vreme cât țin oamenii agățați de învățătura respectivă, adică cumva de maestru respectiv. Și dacă un maestru ar spune discipolilor săi aveți nevoie de 7 ani cu mine, da? De învățături, e clar că nu este un învățător și nici maestru, pentru că nu conduce omul către maestrul interior, ci doar îi ține dependent de învățătura lui. Și poate ar fi, vreau aici să punctez ceva care n-am văzut undeva scris sau pus accentul pe treaba asta și aș vrea să o spun, este faptul că oamenii sunt foarte supărați dacă merg la un seminar și nu li se potrivește. Și zic, am pierdut timpul degeaba, am pierdut banii degeaba, am lucruri de genul ăsta. Dar scapă din vedere că avem nevoie și de exemple negative. Deci avem nevoie de exemplele negative ca să știm să raportăm exemplele pozitive. Și îmi plăcea că spunea cineva, nu mai țin minte unde am găsit scris, cunosc, am o mulțime de maestri, toți oamenii din viața mea îmi sunt bine, e un pic transformat de mine acest lucru, citat, un fel de a spune, am toți oamenii pe care îi întâlnesc îmi sunt maestri, dar de la unii învăț ce să fac, iar de la alții învăț ce să nu fac. Și tot maestri se numesc și ceilalți. Doar că învăț de la ei ce să nu fac. Iar pentru că am venit acum de la Universitatea de Vară Poiana Pinului, organizată de Fundația Origini Carpatice, din județul Buzău, am avut multe exemple de profesori universitari și profesori doctori și mulți oameni foarte, foarte valoroși, dar am avut ocazia să
văd și fără să vreau am rezonat mai mult, deși am rezonat cu toți, dar nu cu toți în aceeași măsură, pentru că inevitabil avem un ceva cu care rezonăm mai mult la o persoană decât la cealaltă persoană. Și ce am observat este că pe mine, cel puțin și probabil pe toată lumea, pentru că toți erau impresionați de acolo, atunci când informația, cunoașterea este a unui om, este dublată de simplitate, autenticitate și căldură sufletească, altfel este primit. Este, adică, cum să zic, este un om complet și un exemplu complet de urmat. Am fost impresionată de măcar de toți din punctul de vedere a cunoașterii, deci de toți din punctul de vedere a cunoașterii, dar din punctul de vedere a simplității, autenticității și căldurii umane, care e puțin mai greu, că na, având prestanța unui profesor universitar, e mai greu să relaționeze, dar... Cine a rămas în minte, da, este greu, dar cine a unit mintea cu inima... Absolut, absolut. Acest lucru nu poate trece nesesizat. Yeah. Chiar la oamenii care nu sunt familiarizați cu dezvoltarea umană și cu toate lucrurile astea. Deci chiar și la aceea. E un lucru, e o energie care se simte. Adică nu e ceva care poate să treacă nesesizat. Deci asta este o etapă. Apropo de învățători, maestri... Da, și asta este o etapă. Când ai unit mintea cu inima, nu? Da. Asta este, da, se realizează absolut, mai târziu, absolut. Nu? Și se vede omul care vorbește din experiență sau vorbește din cărți. Adică de asta nu cred că se mai îndoiește. Dar dacă rămânem în minte, sunt tot felul de capcane pe care mintea ne le întinde nouă. Și o să vorbesc despre două dintre aceste capcane. De exemplu, autolimitarea, care este interpretarea greșită a unor informații, încât organele de simț sunt derutate și nu văd anumite absolut lucruri. Da, de exemplu, la indieni, dau două exemple, se obișnuiește ca încă de copil să-i se spună că dacă pleci din comunitatea noastră, nu vei putea trăi în altă parte. Și dacă cumva cineva de acolo se supără pe șeful tribului, da, și pleacă, după un timp moare. Chiar să... Da, nu cunosc da, chiar sunt asta. Exemple pe care le-am citit despre acest lucru. Sau se trasează unui om care a fost tot așa... I s-a spus că dacă părăsești acest loc, vei păți ceva. Sau dacă calci pe această gură de canal, vei avea nu știu ce. Și sunt anumite idei care îți rămân întipărite. Da, într-adevăr, în subconștient. Da, în subconștient se așează... De exemplu, nu știu, ai văzut că un animal care s-a trasat... Da, știu, cu elefantul. Cu elefantul, numai da, s-a făcut că se leagă. Era vorba de un elefant, da. Și nu pleacă de acolo, crede că este legat. Crede că este legat. Da, sau un om tot așa, care nu înțelege, se trasează un cerc și spune că dacă părăsești acest cerc, da, vei muri și nu pleacă din acest, da, cerc. Da. Bine, astea sunt exemple, dar aceasta luându-o este așa o capcană, metaforic, da. Oamenii în general care au făcut anumite căi din acestea foarte cunoscute, nu știu, yoga sau altceva, mi-au povestit că atunci când au plecat din comunitatea unde au parcurs câțiva ani, li s-a spus că cum renunț la atâția ani de muncă interioară și învățătură, da, și da, e o cale, înseamnă că părăsești calea și e o cale cine greșită. Cine este divină, yoga sau maestru de respectiv? Maestru, cu siguranță. Maestru respectiv, deci nu? În niciun caz, nu, da, adică nu fac. Cred că, așa cum am spus, fiecare cale are o părticică de adevăr, dar nu, sinceră să fiu, nu cred că o singură cale parcursă ne conduce către... Am spus numai despre o capcană, aminți, mai spun despre, da, una așa, ne mai avem nu, puțin. Aș vrea, dacă se poate, nu că, având puțin timp, da, să trecem și să vorbim un pic despre și maestru despre interior, maestru da? Interior. Da. 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 Vreau să zic că am observat că sunt unii oameni care, citind diverse cărți și intrând în contact cu diverse învățători, încearcă să sară direct la etapa așa numită a maestrului interior. Da, sunt adică cazuri, înceapă, sunt încearcă... cazuri, care sau deci persoane care au, fără să treacă în alte etape, da, doar găsit... că excepțiile nu... Da,
Sunt, deci nu, sunt devin, nu sunt o regulă. Nu poți să spui că sunt. Deci să este vorba de învățătura, deci învățătura noi, învățătura, cunoașterea. Noi o obținem prin, pe două căi, fie prin învățare, fie, fie prin revelație. Da, revelație. Dar treaba cu revelația, era o vorbă că lucrurile nu vin decât la omul care e pregătit. Adică în sensul că nu pot să stau într-un hamac și să aștept o revelație fără să citesc, fără să văd un documentar, fără să, fără să citesc. De unde poți să știi care se pregătește și care nu? Să-l luăm pe Egidu Krishnamurti. Da. El nu era când i s-a întâmplat revelația. Sau Maharshi. Da, nu, nu era pur și simplu necitit. Nu, pur dar și Ramana Maharshi era necitit. Era, da. Dar... În fine, deci sunt. Sunt, dacă e un caz în lume, acum nu-l putem să... Da. Nu, nu l-aș face regulă, da. Pentru că regulă. Tind să dau mai departe, ok, oameni buni, stați și așteptați revelația. Dar cu toate prefer că să vorbesc sunt despre... anumite practici pe care dacă le faci, poți să ajungi fără să mai înveți nimic. Nu cred asta. Nu crezi tu, eu cred. Da, nu e nicio problemă, nu. Da. Eu, din... îmi place să vorbesc despre marea majoritate a oamenilor, nu despre cazurile care sunt excepții. Pentru că așa oamenii vor spune, a, păi uite, nu e nevoie să fac nimic. Îmi va pica, trebuie să faci, să practici. Îmi va pica revelația în cap nu și... Nu, să practici, este o practică, dar asta trebuie să înveți practică. Există foarte multe practici, da, dar sunt multe ce promovez eu e înțelegerea stadiilor umane pentru a observa că acel maestru interior nu este întotdeauna o voce din cap, pentru că oamenii zic, a, păi simt eu că așa trebuie să fac. Nu de la început simțirile noastre, așa cum ați spus, ne dau întotdeauna direcția bună. Deci există în mintea noastră o mulțime de iluzii, fantezii, lucruri pe care le-am auzit și încercăm să le aplicăm mecanic, fără să le înțelegem și cred că alegerea, înțelegerea stadiilor de dezvoltare umană este cel mai important lucru pentru a îți alege un mentor sau, știu eu, să urmezi o cale, un învățător. Păi asta poate nu am găsit maestru care să-i învețe calea cea bună, nu? Sunt, totuși. Sunt maestri. Sunt. Dar putem, e clar că sunt atâtea materiale pe internet încât, bazat pe ceea ce citim, pe ceea ce scrie omul, pe ceea ce vorbește și pe ceea ce transmite energetic, că oamenii, adică putem și simți dacă persoana respectivă transmite cumva lucruri care ne folosesc, mă abțin de la cuvântul adevăr, transmite lucruri care ne folosesc sau nu, putem să ne concilieze sau să avem o discuție cu persoana respectivă. Există. Și atunci, dintr-o discuție de, nu știu, 20 de minute, îți poți da seama dacă ce spune respectiva persoană e ok sau nu e ok. Ajută la etapa respectivă sau nu ajută. Dar sunt multe căi pe care putem merge sigur, spre sigur, descoperirea sigur. De sine, ca să-i spunem așa. Da. Dar sunt multe, una dar... este mai lungă, una mai scurtă, dar fiindcă timpul nu contează, nu? Fiindcă în final tot ajungem acolo. Cred că sau schimbăm calea, lucrurile, poate... etapele pe care le parcurgem sunt exact cum, așa, cum trebuie să fie, pentru că nu este utilă o comparație între oameni, vorbind despre dezvoltare, dezvoltarea umană. Nu este deloc utilă. Că X și-a dat seama de niște lucruri la 20 de ani sau că noi avem, nu știu, 70 și nu am reușit important încă să ajungem. Important este să... Acolo când absolut. Plecăm, să ajungem unde trebuie. Da. Și să încercăm dacă să devenim... undeva unde mergem da, noi, nu? Să devenim conștienți în care etapă ne aflăm și ce mai avem de făcut. Da. Emisiunea noastră mai avem un minut... Dacă, da, da. Hai să spun totuși despre invizibilitatea psihologică, capcana minții, care acum am timp să spun despre ea. Deci neglijează mintea unele informații pe care le primesc prin organ da. De simț. Absolut. Este un caz care este cunoscut de multă lume când un șaman a văzut niște corăbii, deci atunci nu a apărut să râpea. Pe insula respectivă, corăbii, când au venit da, prima da, dată da. Cuceritorii spanioli sau portughezi și ceilalți nu le vedeau. Și el, după ce le-a descris, uite așa, arată așa, atunci le-au văzut și ceilalți. Dar până atunci, deci, dacă mintea nu are anumite informații, ea nu vede lucrurile respectiv. Pe sistemul respectiv. Așa ceva nu există. Da, când da. Spunea cineva, când a,
nu știu cine a văzut girafe pentru prima oară, da? A spus că așa ceva nu există. Adică ce nu știu eu, așa ceva nu există, ce n-am văzut niciodată. Da, e bine să devenim cât mai conștienți de lucrurile care ni se întâmplă, de etapele prin care trecem și atunci vom ști să facem distinția între maestrii, așa ziși maestrii și maestrul interior. Și da, și în încheierea emisiunii o să fac un anunț. Mâine seară, deci marți, 8 septembrie, la ora 18, la Casa Chianti, este o conferință Puterea Cuvântului Viu, în care Adina o să aibă cuvântul de început așa, al conferinței și după aceea domnul profesor Traian Stăncilescu de la Iași, da? O să lanseze carte și o să vorbească și el. Da, despre puterea cuvântului viu și energia acesteia. Mulțumim pentru atenție, mulțumesc pentru participare. Mulțumim. Și te mai aștept și altă dată. Mai vin, mulțumesc de invitație. La revedere și vă așteptăm la emisiunea noastră.